Doriți să plecați la muncă în străinătate? Agenția Națională împotriva traficului de persoane vă reamintește: verificați temeinic, utilizând mai multe surse de informare. site Facebook, grupuri destinate locurilor de muncă, registrul comerțului, firma la care urmează să vă angajați, precum și agenția de plasare a forței de muncă, dacă este cazul. Înainte de părăsirea țării, semnați un contract de muncă în limba română sau într-o limbă pe care o cunoașteți foarte bine. Contractul trebuie să conțină clauze clare referitoare la activitățile pe care urmează să le desfășurați, programul de muncă, drepturile salariale. Refuzați orice angajament care ar putea duce ulterior la șantajarea dumneavoastră. Plata unor se servicii, a transportului, oferirea unor bani cu împrumut. Anunțați persoanele de încredere când și unde cu cine urmează să plecați și stabiliți o parolă de urgență pe care să o folosiți în caz de pericol. Notați coordonatele ambasadei sau ale misiunii diplomatice a României în țara de destinație sau datele de contact ale unei organizații antitrafic din țara respectivă. Dacă pe timpul călătoriei aveți suspiciuni, rețineți orice detalii privind traseul efectuat și persoanele care vă însoțesc. În cazul în care ajungeți din nefericire într-o împrejurare periculoasă, anunțați autoritățile, poliția, ambasada și informați orice persoană cu care intrați în contact despre situația în care vă aflați.